cerești mult, lucrători puțini. Aș fi curios dacă ați fi gata să acceptați provocarea care a făcut-o Timotei și să ziceți, Doamne, uite, eu nu știu multe, dar eu sunt gata să deschid gura în anul ăsta și să predic Evanghelia, să spun despre tine la oameni, de câte ori îmi faci, îmi dai indemn, de câte ori îmi dai semnal indiferent de preț, indiferent de circunstanțe, indiferent că primește omul, că nu primește, dă cu borcane, dă cu roșii, eu vreau să iau riscul ăsta, să fiu gata până la sfârșitul anului, de câte ori îmi dai indemnul și găsesc oportunitatea să deschid gura și să spun despre tine, într-o formă sau alta, bineînțeles, în funcție de context. Ce ziceți? Nu eu trebuie să dau răspunsul că eu deja sunt băgat pe fir. La mine, cum te-am interceptat, cum ai intrat în raza mea, de, în culoarul meu, indiferent că ești în lift, pe la pâine, la mol, te cum te-am prins. Ce ziceți, dragii mei? Dacă vreți ca viața voastră să fie o viață cu sens, o viață cu roadă, trebuie să facem un pic mai mult decât să stăm și să venim la biserică pe scaun să ascultăm cântări frumoase sau să le cântăm Domnului. Trebuie să ne luăm în serios mandatul de trimiși ai Domnului Hristos pe pământul ăsta, de ambasador ai Lui, care trebuie să ducem Evanghelia. Amin? Eu așa cred. Eu așa cred. Și atunci când tu îți iei riscul să zici, Doamne, eu sunt gata, crede-mă că luni, cum zic timișorenii, mâine zi, te vei trezi cu zeci de oportunități în care oamenii vor veni spre tine și nu o să știi ce să faci cu ei. Dar Domnul ți-i va trimite, Domnul va crea circumstanțe divine în care îți va da în mână oameni care trebuie să audă mesajul Evangheliei. Dar trebuie să vrei asta, trebuie să-ți dorești asta. Bineînțeles, ai și opțiunea să te plictisești, să fii un, un om plictisit, să stai vreo 34 de ani pe scaun sau până la venirea Domnului, ai și opțiunea asta și să mergi fără nicio roadă în cer la Domnul, fără niciun seceriș. Și eu aș vrea să fim dintre cei care atunci când ne ducem sus acasă să luăm cu noi și secerișul. Amen. Domnul să vă binecuvânteze. Tată, îți mulțumesc pentru prezența ta. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt care l-ai trimis cu noi și în noi. Vorbește-ne Duhul Sfânt, trezește-ne Duhul Sfânt, activează-ne, că de multe ori ne prinde lenea și nu știu dacă e pandemie sau anemia de primăvară, dar vrem să fim o biserică trezită, nu una adormită. Aleluia, amin! În pandemie, Dumnezeu mi-a vorbit un cuvânt foarte specific și mi-a spus că o biserică neechipată este o biserică ieșuată. Și un creștin neechipat este un creștin eșuat. Să fii echipat în cuvântul lui Dumnezeu, să fii echipat să știi să te rogi, să știi să mijlocești, să știi să intri în bătălii spirituale, nu e un lucru ușor, nu e un lucru la îndemâna oricui, dar poate fi la îndemâna ta dacă îți dorește asta. Însă e un preț de plătit. Când alții se distrează, când alții merg la filme, când alții merg la fotbal, când alții merg la eu știu unde, tu să, să zici, Doamne, eu sunt aici pentru tine. Nu înseamnă că nu trebuie să te duci la, eu știu, la un meci de fotbal sau să nu mergi la o, la o saună sau la un la schi cu familia. Nu înseamnă asta, dar să fii gata în orice moment să renunți la lucrul la când Dumnezeu sau împărăția lui are o urgență. Doamne, eu m-am pus pe drum să mă duc acolo și deodată vine îndemnul Duhului. Am o urgență și n-am pe cine să trimită. Eram în Suedia în anul 1998, aveam 20 de ani, când Domnul Hristos m-a bătut pe umăr și m-a trezit din visul meu, din visul vestic. 1998, mulți ani în urmă. M-a trezit Domnul din visul meu și mi-a zis, am o urgență în România, numai de România nu vreau să aud. Și știți ce am zis? După multă, multă zbatere, vă spun, nu e nimic er eroic în asta, am zis, Doamne, facă-să voia ta, nu voia mea, dar voia ta mă doare tare. Pentru că voia ta înseamnă ca să moară voia mea. Și mie nu prea îmi place să moară voia mea. Dar nici nu poate să trăiască și voia mea și voia ta. Atunci una din ele trebuie să rămână la cruce. Și mai bine să moară voia mea decât să moară voia ta. Și am acceptat să vin și credeți-mă a fost una din cele mai bune decizii care le-am făcut în viața mea. Pentru că am văzut cum Dumnezeu m-a restaurat pas cu pas, cum m-a înălțat în autoritate, m-a înălțat în învățătură, m-a înălțat în predicarea Evangheliei, mi-a dat o soție minunată, am făcut o școală extraordinară, Dumnezeu a pus oportunități și fapte bune înaintea mea prin care să merg, dar a trebuit să iau decizia să l-ascult pe Domnul. În seara asta am un mesaj care Domnul nu a pus pe inimă și merge în completarea mesajului de dimineață. Pentru cei care au fost dimineața, au văzut că uh, toată săptămâna asta de poști și rugăciune s-a terminat cu un demnul fiți cei din tâi în fapte bune. De ce? Pentru că sunt și așa prea multe fapte rele pe pământul ăsta, dacă le mai înmulțim și noi. Și primul loc de unde poți să începi este familia ta. Pentru că Biblia spune: dacă tu nu ai grijă de familia ta, ești mai rău decât cei necredincioși. Ăla e primul loc unde începi. Scara ta de bloc, clasa ta de la școală, clasa de la facultate, acolo unde vin pufuleți, acolo unde vin scovrigi, acolo unde ești mecanic. Da, de Aveam un frate și îmi spuneam, o frate să eu nu știu să cânt. N-am voce, dar cântare. Și zice, la mine, la muncă, am o echipă. Și pentru că Domnul mi-a dat așa o măestrie în, în interioare, zice, mulți vor să lucre cu mine, dar le spun condiția. Mă, vii să lucri cu mine, dar vezi că eu pun toată ziua muzică de păcăiță. Și zice, vin ăștia săraci, cu dopuri, vin cu vată, vin cu tot felul, până la urmă îi aud cum, printr-o baie, printr-o cameră, când încep să și ei să cânte. Zice, nu iert, nu iert nimic, pentru că vreau să fiu o pildă. Și predica din, după masa asta, se numește, fii o pildă în toate lucrurile. 1 Timotei 4 cu 12 ce spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, citim împreună, în dragoste, în credință, în curăție. Aș vrea să mai citim o dată ca biserică acest verset, pentru că, dragii mei, eu am luat versetul ăsta ca pentru mine și vă spun, înainte să fac o predică, dă cu mine Dumnezeu prin toate lucrurile și, în, cum să zic, iau cuvântul pentru mine, pentru mine și știți care e rugăciunea mea în seara asta. Doamne, lucrează în noi și apoi prin noi împreună citim, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În, 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 în curăție. Vedeți că apostolul Pavel, care era tatăl spiritual al lui Timotei, pe ultimile lui, cum să spun, pe ultima lui sută de metri, pentru că după unul Timotei și doi Timotei, știți că Nero i-a tăiat capul în anul 66, da? ce se întâmplă acolo? Pavel îi lasă lui Timotei niște instrucțiuni extraordinare, nu numai pentru viața lui personală, dar pentru cum să se raporteze în biserică, cum să lucreze în biserică, pe cine să pună, pe cine să nu pună, despre familie, despre învățătură, despre cum să predice. Și Pavel îi spune, tu ai văzut unde aproape modelul meu. Cu ocazia asta vreau să fac și o chemare, să nu vă mai alegeți modele pe YouTube. Pentru că vă spun de ce. E ok să asculți o predică, e ok să te inspiri, dar modelul de pe YouTube nu știi ce viață are. Nu știi cine ești, așa, să face că la ascult nu știu cât, și după aia auzi de el că alegeți-vă modele biblice, modele de aproape. Biblia spune, Pavel îi spune lui Timotei, tu însă ai urmărit îndeaproape modelul meu. Eu vreau să te provoc să-ți găsești modele dacă ești din Biserica Betania, aici, în Biserica Betania, în primul rând, în Oradea găseșteți modele biblice și apoi modele care poți să pui mâna pe ele. Sunt oameni aici care trăiesc o viață pentru Dumnezeu și sunt un exemplu pentru voi. Nu trebuie să vă uitați peste gard. Modelele de pe YouTube nu-ți pot fi tată. Nu pot pune o mână pe tine să te îmbrățișeze. Pavel a fost un tată pentru Timotei. Și îi lasă niște instrucțiuni și chiar dacă ești mai în vârstă sau chiar dacă ești tânăr, cuvântul ni se adresează deopotrivă pentru că în ochii Domnului întotdeauna suntem copilul. lui. Amin? Deci și tu, dacă ai 60 de ani, ești copilul Domnului și cuvântul ăsta e și pentru tine. Fii o pildă pentru credincioși. Întrebarea se pune, de ce poți să-mi lași versetul, te rog frumos, în seara asta e mai ușor un pic pentru tine. Mulțumesc pentru dimineața, ai fost foarte, foarte... A, nu ești tu acolo, da? Ok. Îți mulțumesc și ție. Dar mulțumesc la tânărul de dimineață, a fost foarte pe fază, e foarte pe fază. Și ați văzut că nu se plânge, dacă îl cer sau îi spui ceva, el doar dă repede cu degețelele și bagă versetul. Ați observat? Asta înseamnă o inimă de ucenic, o inimă disponibilă. Domnul să-l binecuvânteze pe el și familia lui. Cum îl cheamă? Andrei. Andrei. Domnul să-l binecuvânteze pe Andrei. Întrebarea, dragilor, se pune, de ce Apostolul Pavel îl provoacă pe Timotei și spune, fi o pildă în vorbire. De ce? Ce ne trădează pe noi prima dată când avem o relație sau o conversație cu cineva? N-am auzit. N-am auzit. Într-un cuvânt, puțin mai tare, vor vorbirea, ce vorbim? Limba noastră este conectată la mintea noastră, este prelungirea minții noastre sau a inimii noastre, cum se spune. Și Domnul Hristos spunea că omul vorbește din prea plinul inimii. Știți că există în, în proverbe un verset foarte frumos, zice Cel cu inima bună este un pom de viață, dar cel cu limba stricată distruge suflete. Tot acolo spune, spune Solomon că limba este puterea vieții și a morții. Vă aduceți aminte cumva de 12 scoade care au fost să inspecteze o țară și două s-au întors cu un raport divin aliniate cu cuvântul lui Dumnezeu celelalte zece au ales să aducă un alt raport părerea lor personală și Domnul a zis vă voi face după cuvintele voastre, cum ați vorbit în auzul urechilor mele, așa o să vă fac cât de important este ce vorbim care este modul de vorbire care erai dăm voie să te, să te întrebi: este influențat de cultura în care trăiești sau este influențat de cultura cerului. Dacă modul tău de vorbire, dacă inima ta este predată lui Dumnezeu, dacă tu ai pus îndeajuns cuvânt în tine, vorbirea ta se va schimba. Amin? Pentru că Domnul Hristos a spus faceți pomul bun și rodul lui va fi bun. Degeaba te chinui să te oprești, să nu vorbești lucruri care nu trebuie. Schimbarea care tu trebuie să o faci pentru că limba e prelungirea inimii, a minții trebuie să lucrezi la rădăcină. Și la rădăcină să lucrează cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, el pătrunde până acolo, că desparte Sufletul de Duh, el face diferența. Dacă vrei să fii operat în direct, în fiecare zi, o poți face într-un singur lucru. Te expui la această Biblie și Biblia operează în tine. Vă spun sincer că de câte ori am venit la Scriptură. Lumina a arătat în mine întunericul și eu am putut să-l elimin, să-l dau afară. Decât să țin întunericul în mine, mai bine îl dau afară, amin? Îmi place ce spune aici Domnul Hristos în Matei 12 cu 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Mai citim o dată împreună ca biserică. Vă spun că în ziua judecății Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Vreau să citim Biblia cu încetinitorul și cu atenție. Nu scrie acolo că oamenii din lume vor da socoteală și noi pocăiții copiii Domnului vom fi salvați. Ce spune acolo? Oamenii, adică inclusiv noi. Cu alte cuvinte, orice cuvânt că îl rostești de dimineața până seara, Biblia spune în Eclesiastul că există un înger care scrie în cartea Domnului tot ce spunem. Și într-o zi vom fi trași la socoteală. Orice cuvânt, îl spui cu iuțeală, cu mânie, cu repeziciune. Cum stai cu vorbirea? Cum stă stai cu sănătatea inimii tale? Pentru că Domnul spune că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Vreau să te întreb, vorbirea ta este folositoare? Aduce un plus valoare celor pe care îi întâlnești? sau e nefolositoare. Când se întâlnesc cu oamenii cu tine, primesc întuneric sau primesc lumină. Când se întâlnesc cu oamenii cu tine, pleacă încurajați, pleacă zidiți, poate mustrați în dragoste, dar știu că sunt iubiți, măi, mi-a zis-o pentru binele meu, sau pleacă descurajați, pleacă distruși. Am auzit o poveste pe aici, cred că prin Bihor mi-a spus-o cineva că au dus pe un, un bătrân care cred că avea ceva boală, era bolnav, l-au dus la preot și Preotul i-a spus, mă, nu mai ai nicio șansă, tu în iad mergi direct. Atunci ăștia au zis, mă, ce să facem? Hai să-l ducem la pocăis, la proroc. L-au dus la pocăis, la proroc, prorocul l-a văzut, i-a zis ce a zis preotul, tu mergi în iad direct. Tu nu mai ai nicio șansă, păcatele tale sunt prea mari. Știi ce s-a întâmplat cu omul ăla? A intrat o panică în el și o disperare că el ajunge în iad, încât a trebuit să fie tratat și să intre pe, 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 medicamentos pentru că efectiv nu mai putea să fie om, Atât de speriat. De ce? Pentru că doi oameni fără minte i-au spus omului ăsta ia ce Scriptura nu spune. Da, oamenii vor merge în iad, dar atâta timp cât ai suflare de viață, tu poți să te păcăiești să primești iertare. Oamenii ăștia trebuiau să-i spună adevărul, măi omule, pune genunchi jos și pocăiește-te că și Dumnezeu e îndurător și plin de milă și El îți va da iertare dar păcătele mele sunt multe, dar El a murit pentru toate. Care este modul în care vorbești? Care este rodul care îl produci în oameni? Când tu vorbești cu partenerul de viață, ce rod produci în el? Descurajare, mângâiere? Care este rodul? Pentru că până la urmă, tu poți să-mi spui mie aici, a teoretic, eu vorbesc bine. Dar știi ce? Unde se vede? În roadele pe care le produci. În momentul în care noi scoatem un cuvânt pe gură și eu vă spun că sunt campion la greșeli. Nu știu voi, probabil aici sunteți mulți mai perfect ca mine. Dar eu am greșit mult în vorbire. Când spui un cuvânt, tu creezi o realitate în mintea celui de lângă tine. De asta e foarte important să ai grijă ce spui și cum spui, cu ce inimă o spui, amin? Și dacă se poate, repare repede, cât de repede se poate, ceri fi, fii rapid, fii cu viteză la cerutul de iertare, zi, iartă-mă, mai dăm o șansă, n-am vrut să spun lucrul ăsta, pentru că un cuvânt poate distruge o viață. Am întâlnit un om, cred că avea undeva spre 50 de ani, a început să plângă la una din predici în față, pentru că și în seara asta o să facem aici chemare și o să ne rugăm pentru voi. E sfârșitul de săptămână, pastorul Tibi mi-a spus, vreau ca să ne rugăm pentru oameni să facem ungerea pentru cei bolnavi, cine are nevoie de liberare. Și stătea omul ăsta și a început să plângă și a zis, omule, pot să mă rog pentru tine, pentru ceva? De ce plângi? Și zice, ai vorbit astăzi de ura de tată. Și prin tot ce ai trecut tu ca și copil, cum tatăl tău te-a respins și nu te-a acceptat ca fiu, zice eu și acum trăiesc cu cuvântul care tatăl meu l-a spus despre mine. M-a legat într-un așa fel și m-a rănit într-un așa fel încât niciodată nu m-am ridicat deasupra limitei cuvântului tatălui meu. Nu știu ce cuvinte folosești, nu știu care e vocabularul tău, dar eu vreau să te provoc în seara asta ca să lași scriptura să-ți definească vorbirea. Amin? Cu toții suntem din când în când aspri sau aspri și, și repezi la vorbire. Dar haideți să fim înceți la vorbire și grabnici la ascultare. Cum stai cu ascultarea, cu urechile? Ești gata să asculți? Sau ești mai grabnic să vorbești? De ce vorbire? Vorbirea și limba e atât de importantă, spune Apostolul Iacov, că poate să dea foc unei păduri întregi. Limba asta poate să ne înorocească oameni, poate să schilodească oameni mai rău ca accidentele de mașină. Limba asta poate să distrugă vieți, poate să distrugă copii. Limba, 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 cuvântul tatălui meu a fost cuvântul care m-a trimis direct în întuneric printr-un singur cuvânt m-a trimis direct în întuneric. Tatăl meu la șase ani mi-a spus, tu nu ai nicio șansă pe pământul ăsta. Tu ești un nebun, ești un ratat. Și atâta de tare mi-a intrat în minte încât am zis, știi ce? Însă dacă sunt un ratat și sunt predestinat pentru asta, atunci o să mă compor ca un ratat, o să vorbesc ca un ratat, o să vorbesc ca un nebun, o să fiu un nebun. Și într-o zi am auzit un alt cuvânt din cer, care mi-a spus, tu nu ești un ratat, ești lucrarea mâinilor mele, vino acasă. Tu ai valoare și cuvântul ăla a început să mă vindece și mi-a schimbat traseul vieții și al veșniciei. Cine nu greșește în vorbire, spune Iacov, este un om de săvârșit. Dragilor, acolo nu înseamnă că ești un om perfect, dar ești un om cu maturitate. Ai înțeles că cuvintele tale au putere. De multe, 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 multe ori ajutorul meu potrivit, soția mea Adina îmi spune, nu uita că cuvintele tale poartă putere. Ai grijă cum vorbești. Ai grijă ce spui. Ai grijă că poți să spui un cuvânt la un om pe care să-l deraiezi. Ai grijă ce spui și îmi place că Dumnezeu prin ea și prin alți prieteni de-ai mei mă ține responsabil. Mai am pe soacra mea care e la fel. Îmi vizionează predicele și din când în când când, când mă duc la câmpul lung mă prinde singur și îmi downloadează lista. Pentru că mă iubește. Amin. Dragilor, haideți să punem limba noastră în, în slujba lui Dumnezeu. Și de astăzi, mă rog rugăciunea aia din Isaia peste noi, ca Domnul să ne dea o limbă iscusită, să-L ridicăm pe cel doborât din tristare și să semănăm speranță, bunătate, mângâiere, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Petru spune, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. Tristețea este că mulți dintre noi vorbesc cuvintele acestei culturi. Dar eu am speranță, că Biserica Domnului se întoarce la standardul Domnului și începe ușor, ușor să schimbe vorbirea. Și știți ce? Cu vorbirea se vor schimba multe. Odată ce schimbăm inima, schimbăm de aici rădăcina prin Cuvântul lui Dumnezeu, se vor schimba multe. De ce vorbire? Pentru că vorbirea este cârma aia care conduce corabia vieții. Ce spui despre tine să știi că Dumnezeu ia aminte. Odată i-am spus Domnului, testează-mă, Doamne, sunt gata, vreau să merg pentru Tine până la capăt. Haleluia, gloria, s-a terminat programul, am uitat. De luni a început vântul, a început mare, a început cu tremurul și am zis, Doamne, dar ce faci? Doamne Iisuse, ce faci? Păi mi-ai spus să te testez. Doamne, mă voi duce pentru Tine până la capătul pământului. Și luni primești un telefon de la țară, de unde ai venit tu și de unde poate am venit și eu. Vino că e urgență, e nevoie de tine, am timp, nu pot poți... Eu sunt ocupat la ora de acum. Azi. Dumnezeu ia în serios ce tu spui. Și știi ce? Vom fi judecați pentru orice cuvânt nefolositor. Mă rog să fim o biserică care de acum vorbim cu folos. Amen? Să fim niște tineri care vorbim cu folos. Să nu mai vorbim doar așa, vorba aia românească, la caterincă. Caterinca, să știți că are un preț, dragii mei. Cârteala, să știți că are un preț. Cei care au ieșit cu Moise au început să cârtească, au început să se plângă și imediat ci, li s-a schimbat traseul. În loc de Canan au ajuns în pustie. Limba ta te poate duce în pustie pentru multă, multă vreme. De asta te rog frumos în seara asta, ia o privire la limba ta și la inima ta și vezi care este felul tău de vorbire? Vorbești cuvintele lui Dumnezeu sau vorbești cuvintele culturii în care trăim? Eu vreau să mă las definit de împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care mi-au spus, băi, ești prea religios, ești prea, 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 prea. Prefer să fiu biblic decât să fiu lumesc. Cine mai preferă asta? Îți spun ceva, degeaba vorbești pe limbajul lor, nu o să-i câștigi. Pe mine nu m-a câștigat Hristos, că oamenii ăștia au vorbit pe limbajul meu de șmecher, m-a câștigat Hristos că m-a lovit cu Evanghelia. Și când m-a lovit lumina, am căzut pe spate. Înțelegeți? Duhul Sfânt mi-a luminat inima. De ce vorbire? Pentru că vorbirea e importantă. De ce purtare? Pentru că purtarea, deci comportamentul ne dezvoltă întotdeauna caracterul sau cine suntem noi cu adevărat. Tu poți să-mi spui mie o poveste așa din din Biblie, din versete, din așa, dar eu mă uit la ceea ce tu faci. Spre exemplu, sunt foarte încurajat când în seara asta Cosmin a schimbat locul și vine din ce în ce mai în față. Era acolo, tot timpul acolo, mă uitam, ziceam, Doamne, atinge-l, mă rog, special pentru el în timpul predicilor. Și în seara asta Cosmin a venit mai în față. Domnul să-l binecuvânteze, spuneți amin. Fă-le cu mâna, Cosmine, că nu știu de să ce. Tot timpul îmi pun întrebarea de ce oamenii să pun în spate, eu nu înțeleg. Eu mă puneam în spate la școală ca să dorm, să copiez. Dar când m-am întors la Domnul, vreau să fiu în primul rând pentru că împărăția se ia cu năvală. Nu să fiu promovat, nu de asta, dar vreau să fiu aproape. Bravo, Cosmin, de ce purtare? Zicea un om odată, zice, auzi, faptele tale vorbesc așa de tare că nu-ți mai aud cuvintele. Degeaba am predici. Faptele tale vorbesc așa de tare încât nu-ți mai aud cuvintele. Vezi tu, este bine să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, dar să trecem și la faptele lui Dumnezeu. Pentru că purtarea noastră, noi suntem chemați să fim, cum să zic, să fim un exemplu și să dublăm vorbirea cu trăirea. Până nu dublezi vorbirea cu trăirea, lumea noastră te creadă. O să zică că e schizofrenic. O să zică că, băi, ești din ea care una zic și alta fac. Dacă în ce spui, dublezi cu faptele tale Știi ce o să zic oamenii? Bă, tu ești pe bunemă. mă. Tu l urmezi pe Hristos. Îmi place ce spune acolo Scriptura. Dă-te pe tine însuți, pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. De ce suntem chemați să dublăm vorbirea noastră duhovnicească cu faptele, ca potrivnicul nostru să rămână de rușine și să nu poată zică nimic rău de noi. Vreau să te întreb, îi dai oportunități potrivnicului să vorbească de rău numele Domnului? Pentru că știți ce spune Scriptura în 2 Petru? Vreau să vă citesc un verset dacă toți suntem aici. Spune ceva interesant despre învățătorii, prorocii și creștinii falși. Ia să vă citesc un verset. Uite, acum mi-l șopti Domnul. Doamne, îți mulțumesc pentru că l-ai pus pe Petru să scrie asta. În Norod, 2 Petru 1, a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 1. Norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișe rezi nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a salvat. Se vor lepăda de stăpânul care i-a salvat. Vor face să cadă asupra lor o pierzane în praznică, și mulți vor urma în destrăbălările lor. Atenție, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Vreau să te întreb, din pricina ta, este calea adevărului vorbită de rău? Pe mine mă doare, dragii mei, când aud că oamenii îl blamează pe Domnul Hristos pentru unul și altul. Pe mine mă doare. Pe mine mă doare, vă spun sincer. Îmi vine să plâng. De multe ori intru în mașină când aud că oamenii zic lasă-mă mă cu ăștia că nu mai cred. Am văzut eu ce fapte sunt, am văzut eu ce fel de oameni sunt. Mă doare pentru că calea adevărului e vorbită de rău. Dar de ce e calea adevărului vorbită de rău? Puneți întrebarea! Pentru că oamenii ăia s-au lepădat deja de stăpânul care i-a salvat. Ei se minci și se înșeală pe ei însuși că venitul la biserică îi mântuiește. Îl pe Hristos doar ca mântuitor, dar nu-l au ca și stăpân. Vin și cântă și dau laudă Domnului, dacă când pleacă de aici, fac tot ce vor, iau tot visele lor, tot planurile lor. Hristos nu este, Duhul Sfânt nu e implicat acolo. Când Duhul Sfânt le dă îndemnuri, ei zic, lasă că a fost gândul meu. Poate nu a fost bun, poate nu a fost Duhul. Nu vreau să fie calea adevărului vorbită de rău din pricina mea. Tu vrei asta? Tu vrei ca Domnul Hristos să fie scuipat în față? Vrei ca Domnul Hristos să fie vorbit de el? Eu nu vreau asta. Mă doare când se întâmplă asta. Pe tine te doare? Vă doare, dragă biserică, când numele Domnului de defoimat din cauza noastră? Da sau nu? Haideți să facem în așa fel, încât să dublăm cu faptele și cu purtarea noastră, vorbirea noastră și să trăim pentru El, să dăm dovadă de vrednicie, să dăm dovadă de vrednicie, să fim o pildă pentru toți oamenii plin de râvnă pentru fapte bune. De ce dragoste? Pentru că am văzut de ce vorbire și de ce purtare. Pentru că dragostea, cuvântul dragoste, acolo este dragostea agape. Cu alte cuvinte, dragostea care se, se jertfește, nu dragostea aia. Băi, așa simt să te iubesc ca să te duc să-ți iau un burger, dar mâine nu mai simt. Ai o dragoste sufletească, e și aia bună, dar nu-i de ajuns. De ce dragoste? De ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei? Ține aminte de dragoste, pentru că dragostea este porunca pe care o avem de la el. Iubiți-l pe Dumnezeu și iubiți-vă unii pe alții. Iubește-ți aproapele ca pe tine în sus. Nu mai porunca asta dacă am împlinit o anul ăsta, eu cred că am face o mare diferență aici în Oradea. Îmi place ce spune acolo 1 an 4 cu 21. Și aceasta este porunca care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele său. De ce dragoste? Pentru că prin dragostea față de aproape demonstrezi dragostea de Dumnezeu. Sincer. Tu degeaba îmi zici mie că mă iubești și o ne socotești pe soția mea. Degeaba îmi zici, mamă, ce te apreciez pe tine, dar la Adina nici nu te uiți. Tu știi ce e în capul meu atunci, nu? Eu, pentru că eu sunt cu soția mea una, dacă o ne pe ea, mă ne pe mine. Biblia spune, cine nu primește pe fiul, nu-l are nici pe tatăl. Cu alte cuvinte, de ce aba zici că iubești pe Dumnezeu, dar dai cu noroi în făptura și chipul care el l-a făcut? Dai cu bârfe, dai cu minciună, dai acolo în el. Ai văzut ce a făcut, ai văzut cum a vorbit, ai văzut. În loc să pui genunchiul jos și să te rogi, înainte să judeci și să arăți cu degetul spre el, arată spre tine. Unde este dragostea? Oameni buni. Nu dragostea aia firească, dragostea jertfitoare. Voi vedeți cât de puțini slujitori sunt în biserică? Vedeți când se prezintă proiectele că toată lumea stă și nu zice nimic? De ce? Pentru că nu mai avem dragostea jertfitoare noi. Noi am renunțat la modelul cristic, am renunțat la modelul suprem a Domnului Hristos care s-a dezbrăcat, a luat și a zis vreau să slujesc umanitatea. Că cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Că ce am venit din cer, nu să mi se slujească, ci să slujesc. Vreau să te întreb, săptămâna care va veni, vei fi gata să iei și prosopul? Sau vrei cumva să stai pe un tronișor așa, în care să fii slujit, apreciat, bătut pe umeri? Ești gata să-ți mâinele mâinile, fratele meu? Ești gata să iei un, un boschetar în brațe? Ești gata să, să mergi să vizitezi un bătrân? Ești gata să ajut pe unul care are roata spartă? Mi-aduc aminte odată, eram pe la Iași, nu mai știu, pe Chișinou sau Iași cu Vali și mi s-a spart roata, nu știu, nu avea mai Și la un moment dat au venit de tineri. Hai băi, hai repede băi, să băgăm văzduh la fratele Sanii în roț, mă. Ei n-au stat să se roage, Doamne Iisuse, oare trebuie să-l ajutăm pe fratele Sani că pleacă până în România, are nevoie de văzduh la roate. Nu, au văzut o nevoie, au Nat, Atenție, dacă Dumnezeu te face să vezi o nevoie, nu crede că o mai vede și altcineva. Pune mâna și fă ceva ce ține de tine. Dacă poți să o împlinești, împlinește-o. Dacă nu poți, facilitează ca nevoia să fie împlinită de altul. Mă, nu pot eu, dar știu pe cineva. Fă ceva, dacă nu știi pe cineva, sună la biserică. Oameni mulți, l găsit pe ăsta. are nevoie de ajutor. Fii un facilitator, fii un membru al împărăției activ, Amen. Activează-te, omule! Haideți să ne activăm ca biserică, să demonstrăm dragostea de Dumnezeu prin dragostea față de oameni. Mă rog ca anul ăsta, 2023, să-ți Domnul cel puțin 5.000 de persoane pe care să le slujești. N-am auzit niciun amin. Te vei simți powerless, cum zic americanii, fără putere. Te vei simți fără resurse. Nu o să ai nimic în buzunar ca, Pavel, ca Petru și ca Ioan, dar o să zici, aur și argint, n-am dat ce am, în numele Lui Iisus să dau. Vino la biserică cu mine, că tu ai nevoie de mai mult decât un sandwich, și ai nevoie de Hristos să schimbe mintea, ai nevoie de Hristos să schimbe inima. Eu vă întreb, de ce atât ură, frații mei? De ce atâta ură în biserici? De ce atâta râcă? De ce atâta invidie? Ai văzut ce mașină și Apropo că am ajuns la mașină, Fratele Timotei a primit o mașină. Vă rog frumos, nu-l mai întrebați și nu-l mai ispitiți și nu fiți invidioși. Nu știe cum s-a întâmplat. N-a făcut absolut nimic. A venit cineva și a zis, Domnul mi-a pus pe inimă să-ți dau. Bă, zice, bă, nici nu m-am rugat pentru așa ceva, dar mult am, Doamne. Nu te mai uita cu invidie. Cum eu l-am îmbrăcat, cum eu l-am. Fii mulțumitor pentru ce ai și ajută pe cât mai mulți. Împarte-ți pâinea, Biblia spune, aruncă-ți pâinea pe ape. Doamne, mă rog ca anul ăsta să aruncăm pâinea pe ape. Aruncă bunătatea ta, aruncă mila ta, arată compasiune față de vecinii tăi, față de copii, față de oamenii străzi. Fă ceva, omule, pentru orașul ăsta concret. Nu doar muncă, somn, mâncare, muncă, somn, mâncare. Și cu ce faci? Eram odată într-un loc unde munceam câte 15-16 ore pe zi. Și am ajuns acasă rupt. În jur de 10 jumate, 11. Am dat să mănânc ceva, o ciorbă din asta, apă chioară cu un cup de galina blanca și pâine, că eram tare sărac pe atunci. Aia era ciorba mea zilnică. Și mă pun să dorm. Și pe la ora 12 aud o voce blândă. Scoală-te că ce am nevoie de tine. Aveam ochii împăinjeniți, mă durea stomacul de foame că nu mânca să de ajuns, eram obosit, eram terminat, eram distrus. Pe lângă astea mai dormeam și pe jos pe pătură. Și zic, Doamne, ce vrei să fac? Eu sunt obosit. Pe altul nu poți să o găsești. Și Domnul spune, Tu ești singurul disponibil. Aia nu mă face un erou. Crede-mă, n-am vrut să merg. Și așa am primit instrucțiunea, ia-ți pătura și du-te la gara de nord. Mi-am luat pătura, am făcut osul, m-am dus la gara de nord, era iarnă, minus 20 ceva de grade, atunci trosnea totul, am mers pe jos până la gara de nord, că nu aveam bani de taxiu, ajung în gara de nord și mă prim pe acolo și tot mă rugam, Doamne, ce să fac, Doamne, ce să fac? Și la un moment dat văd un copil cu punga în mână căzut jos și vânăt, aproape înghețat. Și zice, pentru asta te-am trimis aici. L-am luat, l-am băgat într-un canal, l-am învălit cu pătură, și am stat cu el până a început să-și vină în simțuri. În anul ăla au murit foarte mulți copii ai străzii pentru că suflau un pungi, că dea un zăpadă și nu-i mai lua nimeni de acolo, nu-i întreba nimeni nimic. Vedea punga cu orolac ce cea, hă, hă, drogatul. Și au murit foarte, foarte mulți. Pe copilul ăsta îl chema Cornel. După mulți, 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 mulți ani, pentru că l-am lăsat acolo după ce și-a revenit, l-am predat găștii, am lăsat pătura și m-am dus, lucram cu cei de la Tincelen, și într-o zi îmi zice cineva, zice, e cineva aici care te cunoaște, zice că te cunoaște de mic. Zic eu, cine mă cunoaște de mic? Eu sunt din ea și am stat în Craiova, nu are cum să mă cunoască de mic. să rane și mă trezesc în fața mea cu un băiat înalt, mă ia în brațe, mă strânge și zice, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, domnul Sane. Zic eu, ne cunoaștem de undeva. Deci eu sunt Cornel. Eu sunt Cornel. Băiatul ăla, care m-ați găsit jos, înghețat, la gara de nord. Dumnezeu caută oameni disponibili, asta nu mă face un erou. Credem, ți-am spus că n-am vrut să mă duc, eram obosit, eram distrus. Dar știi ce? Dacă vrei să intri în lucrările împărăției, va trebui să treci dincolo de confortul personal. Ce faci până acum nu este de ajuns. Nu știu dacă ți-a mai spus-o cineva. Este bine, dar nu e de ajuns. Vrei să mergi pe ape? Trebuie să faci un efort. Amin? Vrei să vezi semne și minuni? Trebuie să plătești un preț. Amen. Săptămâna asta a fost o inițiativă grozavă, haleluia! Cine s-a bucurat de săptămâna asta de poși și rugăciune? Extraordinar! Am fost aici un plus de Duhul, cuvinte profetice, Dumnezeu ne-a vindecat, ne-a eliberat, dar trebuie să mergem mai departe. De ce vorbire, de ce purtare, de ce dragoste, de ce credință? Pentru că acest lucru, credința, ea ne definește ca și copii de Dumnezeu și Biblia spune că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este. Eu vreau să te întreb sincer, dar să-ți dai tu răspunsul pentru tine, omule bun. Tu chiar crezi că Dumnezeu e tot puternic și poate face tot ce a spus? Crezi asta? În ultimii 10 ani am văzut oameni care s-au întors de curând la Dumnezeu, care au avut o înaintare spirituală mai mult decât aia care erau întors de 30 de ani. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? Zice, pentru că ăștia nu pun multe întrebări, mă cred pe cuvânt. Îi lasă caută logică, caută înțelegerea sau s învățat cu versetele, nu mai au niciun sens pentru ei. Numai, ăștia mă cred pe cuvânt. Mă cred pe cuvânt. Îl crezi pe cuvânt? Îl crezi pe cuvânt? Timotei, 1 Timotei 6 cu 12 spunea Pavel lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Luptă-te! Vreau să vă întreb, există credință fără luptă? Biblia spune că credința este o luptă. Pavel îi spune că a fost o luptă. S-a luptat, a fost o luptă, a alergat, s-a strâns. Zice, mă lupt aspru cu trupul meu, mă port aspru ca nu, după ce am predicat să fiu eu însumi. Lepădat. E o luptă. Omule, nimeni nu te condamnă. Toți am avut probleme. Toți am avut dependențe. Unii de droguri, alții de bârfă. Unii de alcool, alții de mânie. Unii au căzut în păcate și au știu eu ce au mai făcut, alții au stat în bizerică și au păcătuit, toți am avut probleme, dar nu putem să rămânem acolo, amin? Dumnezeu ne cheamă mai sus, ca pe Ioan, zice, am auzit o voce care îmi spunea, urcă-te mai sus. Ești gata să te urci mai sus pentru că Dumnezeu e gata să te ajute. Să știi că diavolul, dacă te condamnă pentru păcatul tău, e treaba lui. Tu du-te la Hristos și primește iertare, apropie-te cu credință de tronul Harului, amin? Apoi, dacă n-ai putere și ai un sentiment de neputință, să știi că Dumnezeu poate să-ți dea putere să faci ce n-ai crezut vreodată că poți să faci. Crede-l pe cuvânt. Pentru că el zice și se face. Poruncește și ia ființă. Tu îți dai seama că noi avem un Dumnezeu care, dacă spune un cuvânt, ia ființă. Îți imaginezi că dacă iadul n-a existat până când a venit Domnul Hristos pe pământ, când El a vorbit și a spus cuvântul iad, iadul a luat ființă? Tu-ți dai seama ce mare Dumnezeu avem, că a spus lumină și... Tu-ți dai seama ce creator slujim? Crezi că lanțul tău e prea greu pentru Domnul? Crezi că povara ta e prea grea pentru El? Asta crezi? Îl vezi un Dumnezeu ciunc care din când în când te ajută și pe tine, dar să ajută și pe El? Nu, mâna Domnului nu s-a scurtat, spune Scriptura prin profetul Isaia. Mâna Domnului nu s-a scurtat și ajutorul lui este acolo pentru cel nenorocit și cine strigă la Domnul va fi mântuit. Omule, hai să avem credință. Biserică, haideți să avem credință. Pentru că Dumnezeul nostru nu numai că a zis, El poate, de asta spune Pavel, am fost doborât, am fost bătut de atâtea ori cu biciu, am fost omorât odată cu pietre și m-au înviat frații, am fost așa, am fost, dar pot totul în Hristos care mă întărește. În seara asta Domnul te cheamă la putere să știi. De ce e curăție? Pentru că noi suntem chemați să fim o generație aleasă, spune Scriptura în 2 Corinteni 6, de la 7 la 18, ieșiți din mijlocul vostru, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu atunci vă voi fi tată și voi înveți fi și fiice. Atât a vrea Dumnezeu de la tine. Nu vrea să te libere singur de păcat, nu vrea să te libere singur de povară, nu vrea să te libere singur. Și ce vrea Domnul de la tine? Să te desparți, să faci pasul spre El, să zici, Doamne, nu pot, dar vin spre Tine, Mântuitorule, ajutorul meu, consilierul meu, ajută-mă! Când am venit la biserică, știți ce mi-a zis un om? Păi, zice, tu ești incurabil. Zic, asta am zicea și tata. Și o doamnă, o soră mai în vârstă, îi dă peste mână, cred că era bărbat nu știu, taci-mă din gură că Dumnezeu are soluții și pentru băieți din ăștia. Dumnezeu are soluții pentru orice. Dar El ne cheamă să ne punem departe, amin? Dragilor, dacă suntem chemați la o vorbire curată, la o purtare care dublează o vorbire, la o dragoste extravagantă și jervitoare, la o credință contagioasă, amin? Contagioasă, la o curăție, da? la o punere deoparte, pentru că noi suntem chemați să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Unde putem începe? Și cu ce putem începe? Nu cu cel de lângă tine, începe cu tine. O, frate, Sani, bună o predica, pentru nevastă mea o, -o toată. Domnul să te binecuvântezi, să mai vii și data viitoare, că îi trebuie să audă. Ha, ha, ha. te rog frumos să pui mâna pe tine să zici, Doamne, cuvântul ăsta e pentru mine. Să țineți mâna acolo, spune pe, pe inimă acolo. Doamne, cuvântul ăsta e pentru mine. Iartă-mă că am crezut că e pentru vecinul meu. Am crezut că e pentru partenerul de viață, pentru mama, pentru tata. Am crezut că e pentru vecinul de la bloc, că e pentru mine, Doamne. Ajută-mă. Vă dau o încurajare și un îndemn. O spun și o spun la fiecare predică și o să spun cât voi trăi. Lucru care m-a transformat pe mine dintr-un tânăr fără orizont, un tânăr confuz, implicat în ocult, un tânăr care veneam din zona ortodoxă, da? un tânăr fără speranță, un tânăr respins de tată, un tânăr care a trăit cu bunicii mai mult decât cu părinții, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei așa, toată Scriptura este 2 Timotei 3 de la 16 la 17, 2 Timotei 3 de la 16 la 17, asta ar trebui să-l știm pe din afară, dar să-l și aplicăm, Vă spun ceva, unde să începem? La începuterea cuvântului. Eu fiecare decizie care o iau o încep de la cuvânt. Credeți-mă, iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut transformare prin cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut cum mi-a transformat filozofia de viață cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când au venit oamenii și mi-au spus să poate și fără ei, am crezut și cuvântul Domnului mi-a dat putere să o rup cu păgănătatea, pentru că Haros îți dă puterea asta, dar spune toată scriptura, spuneți toată. Este insuflată de Dumnezeu. Stați un pic, stați, vă rog, că am emoții. Credeți-mă, nu glumesc. Deci, deci, de, deci, cu alte cuvinte, noi ținem în mână nu doar niște cuvinte, dar o parte din suflarea celui de sus. Uf, e suflare aici. Pe păi dacă el a suflat în Adam uf, și a prins viață, tu îți dai seama câtă suflare este aici? Toată Scriptura este insuflată de, nu de un om, dragilor. Și care i scopul ei? Este de fo, Los ca să învețe. Prima dată trebuie să fim învățați, amin? Vreau chiar acum să ne pocăim de păcatul lui, eu știu, ca biserică. Haideți să o facem. Eu vă spun sincer, 99% din biserica cu care eu colaborez, din oamenii pe care îi întâlnesc, nu mai e ce să înveți pentru că ei știu. Biblia spune că încă trebuie să învățăm. Moise, la 80 de ani, știți ce să ruga? Învață-mă căile tale, Doamne, mă smerește rugăciunea lui Moise. Pentru că eu la 45, 46, cât fac imediat, sunt arogant la 32 sau la 16 ani crezi că le știi pe toate. Dar la 80 de ani, ce smerenie să ai să zici, Doamne, învață-mă căile tale! Chiar acum ne pocăim, Tată, de acest păcat al lui eu știu. Iartă-ne! Iartă-ne, Doamne, recunoaștem că Scriptura este ca să ne învețe, Doamne. Nu le știm pe toate, nu le vom ști pe toate, știm în parte. Iartă-ne, Tată Ceresc! Iartă-ne! Iartă-ne! Îmi place ce urmează după să ne învețe. Cât, câți, câți, câți promiteți că o să învățați de azi înainte din Biblie? Amin. Ce, ce vine după învățarea? A, o oleu, asta e partea mea preferată. Știți de ce? Pentru că pe mine m-au mustrat foarte mulți oameni. Și cred că de-aia și cresc sănătos. M-au mustrat foarte mulți oameni. Credeți-mă. După fiecare slujire veneau oameni, mă luau și începeau. Și știți cum era? Ca apa aia cu nisip care mi-o arunca un ochi. Și mă usturau ochii zile întregi. Și mă durea inima și vreau să mă las și vreau să renunț. Și Domnul știți ce mi-a spus? Culege tu firicelele de aur din tot ce ți-au spus ăștia. Și lasă-i în pace. Ești gata să primești mustrare? Sau ai devenit așa de sensibil să ai luat droptina iubirii de săvârșite că tu n-ai nevoie de mustrare? Frații mei, surorile mele, toți avem nevoie să fim mustrați. Ba mai mult îi spune Pavel Utit, mustră-i să fie sănătoși! în credință. Păi fără mustrare. Eu sunt aici pentru că unii oameni au luat riscul să vină la mine și să mă mustre. Sunt aici pentru că am acceptat mustrarea și, dragii mei, uitați-o aici pe Adina. L-ai chemat-o, Palina? Nu e bine că ai venit oricum, stai acolo. Uitați-o aici pe Adina. Adina de multe ori spune, ești unul din cei mai învățabili oameni pe care i-am întâlnit. Știți de ce? Pentru că eu am învățat un lucru. Că un om învățabil se califică pentru a primi lucrurile eterne ale lui Dumnezeu. Ești gata să fii mustrată? Ești gata să fii învățabilă? Atunci nu te supăra când te mustrăm din scripturi. Amin că te iubim. De folos să învețe să mustre și să. Poate ai crescut greșit, frate. De la biserica de unde ai fost, ești prea îndrăgostit de, de doctrina cultului din care vii. Eu eram foarte ortodox, să știți. Nu m-ați întâlnit înainte. Atâtea cruci îmi făceam, atâta dădeam 10 pași în spate, 7 pași în spate, dacă trecea pisica neagră prin fața mea, făceam cruce cu limba în gură, făceam mătănii la mănăstiri, mă la trei la ea și acolo, la noi. Foarte religios. Și rugăciunea noastră sunat cam așa, Doamne ajută-ne să furăm să nu ne prindă nimeni. Eram crescusem să iei loc. Rog. Să îndrepte Și ce să mai facă? Să dea înțelepciune în neprihănire Dragii mei Avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt și al Domnului Că altfel Nu putem aplica Scriptura Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău Care e Duh și viață și îți mulțumesc că acest cuvânt îl aplici nouă, Doamne, cu scopul ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit și destoinic pentru orice lucrare bună. Îmi doresc, Doamne, în seara asta ca să fiu unul din acei destoinici. Îți doresc să fiu unul din acei destoinici. Da sau nu? Eu vreau. Dar ce înseamnă destoinic? Destoinic înseamnă matur și bine echipat. Atunci de asta ne strângem aici să învățăm din Scriptură, de asta ne strângem aici să primim, de asta ne strângem aici să ne rugăm, de asta ne strângem aici să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și aș mai vrea să-ți mai, să mai dau o provocare. Revin la provocarea de la început. Pavel îi spune lui Tumotei, tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura, purtarea, hotărârea, credința, îndelunga răbdare, dragostea, răbdarea și suferințele mele. Aș vrea să te provoc să faci două, trei lucruri. Primul, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm ca acest cuvânt să ne opereze sufletul și inima și să ne vindece rădăcina, pentru ca vorbirea noastră să fie curată. Amen. Purtarea noastră să fie duhovnicească. Dragostea noastră să se vadă cu adevărat să fie jertfitoare. Nu doar dragostea asta de sentiment de duzină, credința noastră să fie contagioasă și curăția noastră să fie cunoscută. Ăsta e unul. Doi, vreau să te provoc să-ți găsești un mentor, un tată spiritual care să te crească, un om care să te învețe și să te șlefuiască sau un grup, un grup de oameni la care să vii să zici, frații mei, am nevoie de ajutorul vostru, de astăzi vreau să dau socoteală, dare de socoteală, pentru că am nevoie să cresc sănătos, că am crescut cam strâmb. Îmi spunea cineva dimineața de niște pombi. Eugen, cred că tu mi-ai povestit, nu? Dar vă aduceți aminte vița de vie sau roșile? De ce au nevoie când cresc și se înalță? Cum se numesc ea? Pare araci? Cum le ziceți voi în zonă? Araci, nu? De araci Da dar de ce? Știți că aracul ăla în limba latină se numește regula, regula. Domnul Hristos a pus o regulă, a pus un dreptar al învățăturilor lângă noi să nu creștem strâmb. Vreau să te provoc să încep să crești, dar nu doar să crești, ci să crești sănătos. Găsește-ți acest mentor, te rog frumos și te rog încă ceva, al treia provocare, înainte să ne rugăm, pentru că o să facem slujire în seara asta, a treia provocare este să-ți găsești o comunitate sau un loc unde să începi să slujești Domnului cu darurile și talentul care ți l-a dat. Nu mai sta degeaba, te rog frumos să pline, pline, pline bisericile de oameni care visează și zic într-o zi o să-L pe Domnul. Fii atent, fă cu puținul care-l ai. Nu trebuie să fii Pavel, nu trebuie să fii Petru, nu trebuie să fii Domnul Hristos. Biblia ne cheamă să fim ca și Hristos. Nu o să putem niciodată să le galăm pe Domnul, dar prin puterea Duhului Sfânt să slujim în locul în care El ne-a pus. Amin? Trei provocări. Începe de la cuvânt. Găsește-ți un mentor și intră în slujire. E mare nevoie lumea plânge, lumea e rănită, lumea e lovită, lumea e în tulburări grozave și frământată și credeți-mă, lucrurile nu stau roze, dacă, nu dacă te uiți la știri, dacă te uiți la Domnul. Uitați-vă ce se întâmplă și cu războiul și cu pandemiile și cu molimile și Domnul Mântuitorul Hristos ne-a spus că pe alocuri vor fi războaie și molim și pandemii și foamete. Dar aș vrea să fim din aceia care trecem prin vremurile astea cu capul sus și cu ochii spre cer. De asta spune acest verset atât de frumos, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu. Mulțumim Ramona de decor. La cât v-a plăcut decorul zilele astea? Vă place? Uite, aproape toată biserica. Ce ziceți să Vorbim cu pastorul Tibi să-l mai lăsăm. Îmi place decorul ăsta pentru că aduce căldură și versetele care au fost puse acolo au fost puse cu intenție. Dar vedeți, alergarea noastră trebuie să fie pentru Domnul. Eu nu știu ce faceți voi sau ce vreți să faceți, dar Biblia ne spune clar că trebuie să alergăm pentru premiul chemării cerești. Atâta timp cât ești pe pământ, fii credincios în slujba care ți-a încredințat-o, Domnul. Creșteți familia, hrănește familia, puneți-o la adăpost, dar nu uitați să fii un om al împărăției, al împărăției cerurilor. Pentru că împărăția se ia, se primește și se duce. Vreau să te întreb, când ai dus ultima oară împărăția cuiva? Ce este împărăția? Nu mâncare și băutură, ci pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Ai dus pacea în 2022? Ai dus bucuria? Ai dus neprihănirea? Doamne, fă -ne niște agenți ai vindecării pentru generația noastră. Dragilor, aș vrea să ne ridicăm împreună și ca biserică să răspundem la cuvântul Domnului pentru că El ne provoacă să fim o pildă pentru cei credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Haideți fiecare în dreptul nostru să ne rugăm și să răspundem la cuvântul lui Dumnezeu cu o decizie. Eu nu pot să iau decizia pentru tine. Tu trebuie să o iei pentru tine și familia ta. Dar îmi place ce spunea Iosua, că despre mine și casa mea eu voi sluji Domnului. El a văzut că poporul se strica. Și știi ce? Trăim într-o generație coruptă și spunea cineva, când bagi un măr în frigider, crede-mă, nu te ține pentru totdeauna. Chiar dacă încetinești procesul de corup corupție sau de corupere, mărul ăla se va strica până la urmă. Și așa de multe ori biserica, îi luăm și îi băgăm în biserică că noi credem că ei nu se vor strica. Singura modalitate prin care nu ne stricăm este să ne înnoim mintea constant și să predăm trupurile noastre ca o jertfă vie. Amin? Pentru că atunci, chiar dacă cel omul de afară să trece, omul din lăuntru se noiește după chipul care a fost creat. De asta te provoc astăzi. Fă o decizie. Spune-i Domnului, Doamne, nu știu de unde să încep. Dar am înțeles că trebuie de la cuvânt, am înțeles că trebuie să-mi caut un grup de slujire, și un mentor care să mă mentoreze. Dacă vii aici în biserica Betania, știi unde să-i găsești. Dacă mergi în alte biserici, Domnul să te binecuvânteze să găsești oamenii potriviți. Dar te rog frumos, haideți să fim întâi sau cei din întâi la fapte bune. Să fim o pildă pentru generația noastră. Haideți să ne rugăm înaintea